Eu sunt un om al profilaxiei. Nu-mi place să vorbesc despre, adică, cum să spun, să ajungem în etapa în care să vindecăm Tratăm. Niște lucruri pe care le putem preveni. Da? Evident că sunt foarte multe lucruri care sunt de multe ori trecute cu vederea. Copii care se scarpină frecvent la ochi, pleoape înroșite. De obicei, pleoapele acestea înroșite sau prezența unor scoame foarte mici la baza genelor pot să indice prezența unei disfuncții a unor glande din structura pleoapelor care duc la sindrom de ochi uscat, la blefarite cronice, respectiv infecții ale marginii pleoapelor. De multe ori ele stau la baza apariției unor inflamații de genul orjeletului, urciorul, cum se spune în limba română, sau chalazionul, deci o mică tumefacție din interiorul pleoapei. Toate aceste lucruri sunt lucruri care trebuie tratate și nu trebuie lăsate foarte mult. Am avut anul acesta, probabil din cauza fricii de a merge la oftalmolog, câteva cazuri care m-au înspăimântat pur și simplu. Deci am avut o fetiță care a avut 8 sau 9 colecții din acestea purulente care abcedaseră efectiv, se macerase. Pur și simplu era mâncată de infecție pleapa. Deci mama trebuia pentru să că, da, pentru că mama a ezitat dacă să meargă la oftalmolog, după aceea au fost niște îndrumări destul de ambigue, după care, propunându-se chirurgia, mama s-a temut de anestezie pentru că nu a primit indicațiile corespunzătoare sau explicațiile și în felul acesta lucrurile au devenit foarte grave de la niște lucruri foarte banale. Între 2018 și 2019 am avut 8 cazuri de strabisme acute declanșate de tineri și adolescenți și copii. Dacă ai utilizarea telefonului era de mai mult de 6-7 ore pe zi în medie. Am avut o domnișoară care stătea în jur de 13 ore pe zi cu ochii în telefon. Cu ce efect a avut? Incredibil! Da!